Domnul Cuc, acum 3 săptămâni v-am întrebat de ce ați prelungit mandatul cu 4 luni celui de la Talom. Și mi-a spus că vă asumați, că aveți încredere în el și că știe ce are de făcut. Așa este? Da, domnule prim-ministru, așa este. Păi, eu să înțeleg că aveți încredere în el și împreună formați o echipă care vă asumați ce e acolo? 104 milioane pierdere pe 6 luni? Da, CFR, domnule... marfă, pierdere. CFR, călători, pierdere. Da, înțeleg că e o echipă foarte bună, dar nu mergeți în direcția care trebuie. Bun, la... Nu știu ce vedeți bun în asta. Nu, vreau să vă răspund la... Asta știți că cei care au fost desemnați de dumneavoastră în urma discuției de acum 2 luni, o lună jumate, la minister, ca responsabil din partea ministerului, pe diferite tronsoane de autostrăzi, să se ducă acolo, n-a fost niciunul? Domnule prim-ministru, eu vă spun că personal m-am deplasat pe șantier. Nu vorbesc de dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost. Dar n-ați fost pe toate. Dar trebuia ca niște oameni din minister să ducă pe acolo. N-a fost niciun. O să analizez situația și o să iau măsurile care se impun. Eu am discutat cu directorul de la companie de la CNAIC și dânsul m-a informat că în permanență s-a aflat un reprezentant, fie de la DRDP-ul, care gestionează. Că noi am verificat acolo dacă a fost cineva. N-a fost nimeni. În ultima săptămână, cu asta s-au ocupat niște oameni din clădirea asta și au constatat că n-a fost nimeni nicăieri, niciodată. Eu înțeleg că e cald, că sunt vacanțe, că... Săptămâna trecută chiar eu am fost pe șantierele de autostrăzi. Am înțeles. Bine, poate voi ce și pe la Tarom, domnul ministru. Da, referitor la Tarom, dacă îmi dați voi o secundă, aș vrea să fac următoarele mențiuni. Într-adevăr, pierderile de la Tarom sunt cele care le-ați amintit, dar trebuie să ținem cont de următorul fapt, că Tarom a operat până în luna iunie, cu 2 aeronave în minus, ceea ce a redus capacitatea de zbor și totodată, în urma unor decizii comerciale care au fost luate în 2016, anumite rute au fost anulate, rute care în momentul de față se reiau și datorită capacităților noi de zbor. Au avut și diverse probleme tehnice la aeronave care au, practic, au redus numărul de aeronave, lucruri care încercăm să le remediem. Știți foarte bine că s-a lansat procedura de achiziție pentru 3 avioane de lung curier, tocmai pentru a veni și a preîntâmpina aceste pierderi, a crește profitul companiei și nu ne se vor opri lucrurile aici care și le-a propus actualul management al companiei, vor urma și va urma și o serie de evaluări ale personalului de la Tarom și, bineînțeles, și disponibilizările care se impun în perioada următoare. Doamne, dați-mi voie să nu vă cred. Nu mai am pic de încredere în ce îmi spuneți pe teama asta. Asta e opinia mea. Adică, după ce avem pierderea asta, după ce mai luăm avioane, ultimul punct pe care îl aveți în vedere este să faceți o analiză a funcționării, a eficienței, a... Păi cu aia trebuia să începeți, domnul ministru. Vă amintesc că managementul de la Tarom, noul management s-a instalat în luna februarie. Acestui an. Noul management al companiei s-a instalat în luna februarie. Am înțeles. Și ați prelungit dumneavoastră... Până în luna iunie. Vreți să o luăm de așa, de falcat pe luni? Nu, dar vă amintesc. Mulțumesc. Vom avea și o altă discuție pe tema asta personală, poate și cu domnii manageri de acolo. La, el și-a luat leafa în fiecare lună, nu? Da, domnule. Păi și-a luat-o, nu? Și înțeles. A reușit și în 3 luni de zile și noi toți ăștia din sală trebuie să plătim 104 milioane pierderea de la Tarom. Pe leafa lui.